Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Începe Jurnalul Cultural. Câștigător al mai multor premii Grammy, trompetistul de talie internațională Alex Sipiaghin e invitatul special al concertului extraordinar Wind Dance, Dansul Vântului, care va avea loc la Sala Radio joi pe 9 februarie. Concertul de jazz contemporan, prezentat în premieră în România, îi mai are ca invitat și pe pianistul și aranjorul Mișa Țiganov, contrabasistul Makar Novikov și bateristul Sasha Mașin. Aceștia vor fi acompaniați de Big Bandul Radio sub bagheta dirijorală a Simonei Strungaru, iar evenimentul va fi însoțit de un concept vizual inedit, semnat de Ioana Halunga, care va proiecta imagini pe orga sălii radio. Alex Sipiaghin la București. Trompetistul de talie internațională Alex Sipiaghin va cânta cu Big Bandul Radio România. Invitați la evenimentul Wind Dance, Dansul Vântului, sunt pianistul și aranjorul Mișa Țiganov, contrabasistul Makar Novikov și bateristul Sasha Mașin. Trompetistul Alex Sipiaghin, ale cărui albume au fost nominalizate sau au câștigat premii Grammy, este invitat special într-un concert extraordinar de jazz, împreună cu Big Bandul Radio România. Înrudit cu faimosul cântăreț de operă Leonid Sobinov, trompetistul și compozitorul rus Alex Sipiaghin este un nume obișnuit al line-up-urilor marilor festivaluri internaționale de jazz și a înregistrat 15 albume solo pentru prestigioasa casă de discuri Criss Cross Jazz. A început studiul trompetei la 12 ani într-o orchestră de copii. Fascinat de puținele discuri de jazz care se găseau în anii 80 în Rusia, Alex se înscrie la Institutul de Muzică din Moscova. În prezent, Alex Sipiaghin este apreciat și ca profesor universitar. Predă la New York University și susține cursuri la Conservatorul din Amsterdam, Olanda, și la Academia de Muzică din Basel, Elveția. Alex este implicat într-o serie de proiecte premiate cu Grammy. Cel mai nou album al său, Mel's Vision, a fost lansat în luna ianuarie a acestui an. Concertul Wind Dance, Dansul Vântului, dirijat de Simona Strungaru, va fi transmis live pe calea undelor pe toate frecvențele Radio România Cultural și Radio România Muzical, dar și live online pe site-urile celor două posturi de radio. Trompetistul Alex Sipiaghin și dirijoarea Simona Strungaru se află alături de noi pentru a ne da mai multe detalii legate de concertul Wind Dance, care va avea loc, așa cum spuneam ceva mai devreme, mâine la Sala Radio. Bună seara, good evening and welcome! Bună seara! Vorbim despre Wind Dance, care este un concept inedit. Sunt 4 soliști, trompetă, pian, contrabas și baterie, plus orchestră de suflători. De unde a pornit ideea acestui proiect? Ideea acestui proiect este una mai veche, ne cunoaștem de mulți ani și ne bucurăm că se materializează în această colaborare împreună cu Big Bandul Radio. Și nu este doar un concert, este un concert care vine la finalul unei săptămâni foarte intense de înregistrări pentru un album pe care îl realizăm împreună. O să vorbim și despre înregistrările acestea. Cu Alex Sipiaghin. Ce conține concertul? Ce bucăți muzicale concertul ați ales? Concertul conține 8 piese compuse de Alex Sipiaghin, deci este un concert de autor, orchestrate de domnia sa și de Mișa Țiganov, care cântă și la pian împreună cu noi. Și sunt piese foarte reprezentative pentru cariera lui Alex. Deci acesta a fost criteriul pentru care au fost alese. Și cât o să dureze concertul? Concertul durează o oră și jumătate. Am înțeles. Ce se va proiecta pe orga sălii? Pentru că am văzut că e o chestiune inedită. Vor fi imagini pe care le vor vedea cei din sală proiectate pe orgă. Da, noi am început din această stagiune o colaborare foarte frumoasă cu artistul vizual Ioana Halunga. Ea ne ajută să punem în evidență tot ceea ce sala radio are mai prețios și la concertele importante pe care le susținem realizează proiecții, bineînțeles, în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă pe scenă, sunt imagini care au legătură cu
Alex Piagin și cu mesajul, cu cariera. Da, cu cariera și bineînțeles cu mesajul fiecărei piese în sine. A fost greu să faceți acest colaj de imagini, să se aleagă imaginile domnului Sipiaghin? A fost greu să hotărască ce imagini sunt mai reprezentative pentru cariera dumnealui? Nu știu dacă i-a fost greu, dar sunt convinsă că cei care vin la concert vor înțelege cu atât mai mult și vor intra cu atât mai mult și în lumea sa, da, de aceste imagini. Spuneați mai devreme că zilele acestea ați înregistrat împreună cu Big Band-ul Radio pentru un material discografic. Da. Ce ați înregistrat? What did we record for our project? Și despre ce material discografic e vorba? And what is it about? Well, I made a special selection of my original compositions, which I recorded in different years on my different solo albums, mostly with a smaller group, quintet, sextet, during my New York period, which is 35 years. And I choose those compositions specifically for this big project and arranged for a big band. Ok, just a moment, sure. Puteți, da, să traduceți acum, sigur, ca să putem să... Pe parcursul celor 35 de ani pe care Alex Piagin a pretrecut la New York, a scris mai multe lucrări pe care le-a cântat în special cu formule orchestrale reduse și pe care acum se bucură să le aleagă și să le orchestreze pentru formula de big band pe care o avem. Each of those compositions has a special story. Fiecare piesă are, da, fiecare piesă are o poveste specială. Contemporary jazz, have some classical music episodes. Jazz contemporan și episoade, secvențe, fragmente de muzică clasică. Yeah. Obviously jazz. 75% jazz, 75% jazz. Some folk, everything. Muzică folk, yeah, de toate adunate. A mix of things. Yes, mix of things. Ok. Când va fi lansat acest album și unde va fi lansat? Acest album, cel mai probabil, va fi lansat în toamna acestui an, la editura Casa Radio. Și ne bucurăm foarte mult că realizăm acest album, care chiar va fi foarte deosebit. Astăzi am terminat înregistrările și știm, de fapt, ce este, că este foarte bun. Și înseamnă că spre toamnă veți veni din nou în studioul Jurnalului Cultural înaintea lansării. Cel mai mare drag. Bun. Acum aș vrea să-l întreb pe domnul Sipiaghin. Știu că, pe lângă faptul că susțineți concerte și aveți înregistrări pentru albume, sunteți și profesor. Și mi-am notat aici, la New York University, la Conservatorul din Amsterdam, la Academia de Muzică din Basel. You are a teacher. I am teacher, like many jazz musicians, at some point becoming a teacher, because it's time to share what you gained during the years, during your experience. And I like to teach a lot, yes. E complicat? Are timp să le facă pe toate? How come you have time to... Because it's a very necessary step of every musician, every professional musician career, I say. At some point, you have to find a time to teach because you need to give it away to next generation. Fiecare muzician profesionist, în cariera fiecărui muzician profesionist, vine un moment în care trebuie să învețe și pe ceilalți ceea ce a învățat de-a lungul carierei sale. Am zis bine, da? And how come you make the time? I'm making time. I don't have much time, but I'm trying to make time to teach. Because it's, like I said, it's actually young generation and students really inspire me to make further steps in my music, in my compositions, in my arrangements, and in my directions. I look at the young generation and get inspired. Deci nu are foarte mult timp la dispoziție, dar tânăra generație îl inspiră pentru acest nou pas în cariera domniei sale și pentru faptul că e foarte important să le transmiți tinerilor ceea ce știi. Ce învățați pe studenți despre puterea muzicii, the power of music? What do you teach your students about the power of music? Of course, it depends on the level of my students, but mostly I'm trying to recognize what exactly my student looking for.
So I try to recognize someone would like to know how to compose, another one like to learn how to improvise, and other students like to find out how to play high notes. So but basically I'm trying to observe everything, put it together and teach it all at once. Ne spune că încearcă să se adreseze nevoii fiecărui student și dorinței fiecărui student. Unii dintre ei vor să învețe să compună, alții vor să atingă note înalte. Sau să improvizeze. Sau să improvizeze. Și atunci încearcă să se... Să-și modeleze să se felul în care... pe dorințele și nevoile. Cum credeți că va percepe publicul român concertul de la sala radio? Ați făcut așa un... Amândoi. It's a question for both of you. How do we think that the audience, the Romanian audience, will perceive our music? I'm pretty sure they're going to like the music. They're going to like the music a lot. Because I already previously had some experience to perform in Romania. Deci am mai cântat în România. And one of my previous time we worked together with Simona already during the jazz festival, and it was fantastic hospitality and people was really excited to listen. Românii sunt ospitalieri și au fost foarte încântați să asculte muzica dumneavoastră și ne spunea că ați mai colaborat și data trecută a mai fost în România, așa că publicul cumva vă e cunoscut și știți cam la ce să vă așteptați. Da, este o muzică foarte complexă, este foarte multe informații, așa cum a spus mai devreme, este o combinație între mai multe stiluri, este jazz, muzică clasică, foarte multă improvizație făcută la cel mai înalt nivel, pentru că este toți sunt la muzicieni de la cel mai înalt nivel pe plan mondial și mă bucur foarte mult că facem această colaborare pentru că muzicienii din Big Band-ul Radio sunt la rândul lor foarte capabili și dornici să exploreze acest nou stil pentru noi. Pentru că jazz contemporan implică foarte mult atenție, foarte mult maestrie și îmi place să spun că s-a ajuns la un nivel foarte, foarte înalt și din partea noastră și pe care sper să vină cât mai multă lume să îl asculte și, bineînțeles, la radio. Este un concert care merită... E un eveniment care a meritat să vorbim și pe care merită să venim să-l vedem. Da. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes, a fost o onoare pentru noi prezența dumneavoastră aici și vă așteptăm cu ocazia lansării discului în toamnă aici la Jurnalul Cultural să mai vorbim. Mulțumim foarte mult! Iar noi mergem mai departe. La Sala Mică a Ateneului Român are loc astăzi un eveniment omagial dedicat omului de cultură Iancu Zuckerman, supraviețuitor al Holocaustului, al pogromului de la Iași și al trenului morții. Se împlinește un secol de la nașterea sa. Recitalul este susținut de fagotistul Traian Sturza, câștigător al premiului Iancu Zuckerman la concursul internațional Youth of Music din 2022, alături de pianista Mihaela Manea și de invitatul special al serii, actorul George Custură. Programul include și lucrarea Aducerea Minte, interpretată în prima audiție, dedicată de compozitorul Ulpiu Vlad lui Iancu Zuckerman. Iancu Zuckerman ne-a nobilat pe noi toți care l-am cunoscut. A schimbat destine. Am putea spune că ne-a arătat faptul că viața ce ni se oferă este cel mai de preț bun pe care îl avem și tot ce este în jurul nostru este divin. Spunea că plutim în divinitate. Dânsul a fost inginer agronom în cadrul Ministerului Agriculturii pe funcții de conducere și nu a dorit să fie membru de partid. A refuzat acest lucru. Muzica l-a însoțit întreaga viață. Tatăl său, care era gabai într-o sinagogă din Iași, era comerciant, avea și plăci cu muzică. El a studiat vioara de la 4-5 ani și surorile lui Iancu Zuckerman studiau un instrument. Mergeau împreună la filarmonică de când erau copii mici, l-a ascultat pe George Enescu de la vârsta de 10 ani la filarmonica din Iași, urmând apoi să facă studiu viori și 70 de ani a cântat la vioară, dacă amator a vizat, să spunem. La
pensionare, s-a ocupat mai mult de descoperirea tinerilor talentați din acest domeniu, promovându-i și susținându-i financiar. Pe domnul Zuckerman l-am cunoscut undeva în jurul vârstei de 13-14 ani. El m-a propus pentru a fi bursier a Fundației Martin și Adriana Sternin. Și de atunci am rămas, bineînțeles, conectați și acum, după moartea lui, desigur, el este tot timpul prezent și ne inspiră să facem muzică în continuare. Premiul oferit de Asociația Culturală Iancu Zuckerman și Maria Popa este prima mea întâlnire cu această asociație și este în același timp motivul pentru care în această seară voi cânta pentru prima dată în Ateneul din București. Pentru mine este o bucurie și sper să în viitor să mai colaborez cu această asociație. Lecturez un fragment din volumul nepublicat al lui Iancu Zuckerman, Memorii indecente, in este în paranteză, decente, așa, și după aceea voi prezenta și un laudatio realizat de profesor universitar emerit Vasile Morar. El a devenit o mărturie vie a acestei istorii prin care a trecut. Era o fire optimistă, spunea că trebuie să știm să iertăm, dar să nu uităm. Am fost puși în rânduri de către 10-12 cu mâinile ridicate. Și la un moment dat s-a apropiat un plutonier major din mine, mi-a tras două palme, mi-a scos ceasul de la mână și mi-a spus: măi, Jidane, tot nu vei mai avea nevoie de el. Tata mi-a spus în limba idiș, tradusă în românește: dragul meu copil, fie acest ceas o jertfă pentru sufletul tău. Și aceasta m-a condus ce mi-a spus el și dragostea pentru dânsul. De peste 15 ani, România are un festival de film documentar fondat de centrul ceh One World Romania, care promovează drepturile omului și poartă numele festivalului cu care este profund înrudit, înființat în Cehia în 1999 și patronat de la început de Václav Havel. One World Romania a anunțat deja tematica și punctele forte ale ediției cu numărul 16, care se va derula fizic la București în perioada 31 martie-9 aprilie 2023. După ce a crescut an de an, începând cu 2008, Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World România revine în 2023 cu 34 de filme documentare de lung, mediu și scurt metraj, două retrospective dedicate regizorilor Jocelyn Saab și Zelimir Zilnic, o retrospectivă dedicată împlinirii a 30 de ani de existență a Fundației Arte Vizuale, un masterclass, un program Work in Progress, un program educațional dedicat elevilor de liceu și o serie de evenimente conexe prezentate în două etape, în capitală și online. Inițiat de asociația One World, un demers unic în regiunea est-europeană, este și Civil Society Pitch, program care își propune să pună în contact cineaști și activiști preocupați de realitatea socială, politică sau economică. Scopul programului este reunirea acestor experiențe și sensibilități diferite în vederea unor colaborări pe termen lung a profesioniștilor din România, Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria. Directoarea acestei ediții a festivalului One World Romania, Larisa Crunțeanu, a studiat jurnalism și fotografie și imagine dinamică, iar în 2021 și-a susținut lucrarea de doctorat la Universitatea de Artă din București. Artista lucrează cu video și performance, la intersecția dintre cercetare și explorare, adeseori în cadrul unor proiecte colaborative. Lucrările sale au făcut parte din expoziții importante la București, Praga, Berlin, Varșovia, São Paulo și Osnabrück. În 2022 a lansat cartea Protocoale ale Singularității și a devenit directoarea festivalului One World Romania. Acum este alături de noi în studioul Jurnalului Cultural și spunem bun venit. Bine v-am găsit. Bun venit și felicitări pentru această nouă poziție. Cum ai ajuns în poziția de director al festivalului One World și spunem, te rog, ce proiecte artistice te-au apropiat de această zonă care promovează drepturile omului? Relația cu One World pentru mine e destul de veche. E, cred că, unul dintre primele evenimente culturale pe care le-am văzut când am venit în capitală ca să studiez. Am fost din poziția de spectator, apoi uneori vorbitor pentru unele Q&A-uri și pentru că îl cunoșteam pe președintele asociației, Alecu Solomon, care mi-a fost profesor la Universitatea de Arte și cu care am mai lucrat împreună și pe set în filmele lui. Știam că există acum
dorința de a schimba puțin structura festivalului, care până acum avea doi directori, un director artistic, un director executiv, și ei își doreau să unească cumva aceste două funcții și să găsească o persoană care are atât experiență de management cultural, cât și care înțelege partea artistică și ce înseamnă procesul din spate, atât la nivelul creației unui film, dar și la nivelul unui, să spunem, curatorierii unui eveniment cultural mai amplu. Tema de anul ăsta este o viață mai bună. Și aș vrea să te întreb ce înseamnă o viață bună în contextul globalizării și cum dezvoltați această temă în secțiunile festivalului, care înțeleg că sunt 5 la număr. În lucrul cu curatorii acestei ediții, Anca Păunescu și Andrei Tănăsescu, ne-am dorit ca să ajungem la o temă care să poată să guverneze o paletă largă de subiecte abordate în filmele documentare pe care le arătăm și, mai mult decât atât, care să pună o întrebare morală, dacă vrei, asupra felului în care ne ducem viața și felul în care documentarul poate să ridice sau, anumite întrebări sau să pună sub lupă anumite probleme care ne afectează. Tema O viață bună, și pentru că pune acest articol înainte O viață bună, cred, dar și din selecția de filme, ilustrează, cred, mai degrabă felul în care binele pe care îl considerăm o valoare universală, de fapt variază teribil în funcție de unde ești situat, economic, geopolitic și așa mai departe. De la binele foarte individualist, care în societatea de consum îți spune să-ți cumperi lucruri sau să-ți fie bine astăzi, acum, aici, și acest bine să fie foarte vizibil pentru ceilalți, până la binele colectiv de mâine, înțeles ca sustenabilitate, ca valoare care ne poate guverna și care ne poate guverna într-o viața împreună cu ceilalți. E evident că binele diferă foarte mult. Sigur că da. Și ce este interesant este că există și o carte pe piața românească de carte, care a ieșit acum un an, semnată de Cristian Iftode, un filosof român pe care l-admir foarte tare, care se numește Viața Bună și care de asemenea urmărește istoria conceptului de bine în filosofie, de la Platon până în contemporaneitate. Și ăsta a fost de asemenea un punct de inspirație cumva pentru noi. Civil Society Pitch este un proiect unic pentru Europa de Est și aș vrea să vorbim un pic mai mult despre el acum. Care e obiectivul și în ce constă acest program? Civil Society Pitch, la fel ca toate proiectele asociației, încearcă să poziționeze filmul documentar ca o premisă pentru un angajament social, civic mai mare. În mod particular, Civil Society Pitch încearcă să aducă mai aproape, să introducă și să creeze legături durabile între societatea civilă de ONG-uri și regizori aflați la începutul carierei, debut sau începutul carierei, care ar putea să dorească să exploreze un anumit subiect în filmele lor și nu știu neapărat de unde să-l apuce, nu au neapărat contacte cu oameni din comunități specifice sau expertiză. Prin Civil Society Pitch noi încercăm să aducem aceste două sfere împreună și să-i ajutați pe cei care au aceste idei să le ducă la bun sfârșit. Și mai mult decât atât, să oferim și tutorat prin tutori internaționali care să urmărească proiectele astea pentru un timp mai îndelungat, să îi ajute dincolo de a se cunoaște, să articuleze, să lucreze și să structureze sub forma unui film interesul lor comun. Deci Civil Society Pitch începe acum, în timpul festivalului, care și festivalul ar trebui să anunțăm că începe pe 31 martie. Exact. Deci începe deodată cu festivalul, când aceste două grupuri se cunosc și sperăm noi că vor găsi niște puncte de intersecție comune
pe care să dorească să lucreze mai departe și timp de un an, până la următoarea ediție a festivalului, lucrează împreună și apoi prezentăm, sperăm noi, câteva astfel de proiecte, dintre care după aceea este și un câștigător. Cum au fost aleși participanții? Mâine, nu? Este data... Nu i-am ales încă, da. Limită. Exact. Termenul... Cum sunt aleși? Termenul este încă termenul de depunere a candidaturilor mâine, se încheie zi. Mâine, atât pentru regizori cât și pentru ONG-uri sau membrii ai societății civile care sunt interesați. Deci, pentru oricine sună interesant ceea ce spun în seara asta, mai e încă puțin timp. Exact. Da, mai e încă timp. Și nu ne uităm doar la regizori și la ONG-uri din România, ne uităm și la Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova. Pentru că, de asemenea, ce este important de spus, cred, atât în cinematografie cât în general în cultură, România este în această paradigmă în care ne raportăm foarte mult la vest și nu înțelegem de fapt cât de multe probleme comune, cât de multe afinități avem cu vecinii noștri imediați. Anul trecut ați fost și la Timișoara. Da. Anul acesta, când Timișoara este capitală europeană a culturii, mergeți? Sperăm să mergem în toamnă. Strategia noastră este să avem un festivalul primăvara în București și online. Asta a început cu pandemia. Și apoi, în a doua parte a anului, să avem selecții din festival, să zicem, festivaluri satelit mai mici în diverse alte orașe. Deci anul trecut nu am fost la Timișoara, doar la Timișoara, am fost și la Brașov și sperăm ca și acest parteneriat să continue cu un cinema local și cu Consiliul Local. Da. Apropo de pandemie, ai spus de pandemie, ați trecut în online pe perioada pandemiei, nu? Am devenit hibrizi, am fost unul dintre puținele festivaluri care au continuat să existe și fizic. Și hibrid. Da. Okay. Da. Bun, deci ați trecut și în online, asta înseamnă că a sporit numărul celor care văd producțiile voastre, evident. Da, au sporit șansele de a vedea ceva, dar spre deosebire de primii 2 ani de pandemie, anul ăsta continuăm cu online, dar el este mai degrabă țintit către acei oameni care nu sunt neapărat în București și care ar vrea să vadă. Exact. Deci el nu mai se suprapune cu perioada de festival din București, ci este după, imediat după ce terminăm proiecțiile în cinematografele din București, începem să arătăm cam în mare parte, cam toate aceleași filme și în online. Există câteva excepții unde nu am putut să obținem drepturi. Și unde vor putea fi văzute în țară filmele? Prin platforma Eventbook, prin care noi avem bilete și abonamente la festival, vor putea fi cumpărate pasuri și pentru filmele online, care vor fi disponibile între 10 aprilie dar în ce și orașe, 30. Efectiv fizic. Oricine din țară poate să vadă varianta online. Da, am înțeles, online, okay. Dar în timpul evenimentului. Între 31 martie și 9 aprilie suntem în 3 cinematografe din București. Exact. Numai în București. În București, am da. Înțeles. Deci primăvara facem festivalul din București, perfect. După aceea avem online și după aceea toamna încercăm să mai mergem în câteva, două, trei alte orașe. Mulțumesc foarte mult, vă dorim eu succes. Mulțumesc. Să ne mai țineți la curent cum se desfășoară lucrurile în proiectul vostru. Noi suntem aici și vă așteptăm pentru alte discuții. Mulțumesc foarte mult. Și eu. Un film cu accente suprarealiste despre culisele instituțiilor de operă, Diva Divina Soluta, debutul în lungmetraj al regizorului Adonis Stanța, are avanpremiera națională pe 11 februarie de la ora 19 la Cinema Arta din Cluj-Napoca. Proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu echipa filmului. Evenimentul face parte dintr-un program artistic axat pe intersecția dintre mijloacele teatrale și cele cinematografice, organizat de Reactor de Creație și Experiment, în parteneriat cu Cinema Arta și Teatrul Maghiar Cluj. Bună seara și bine v-am regăsit de la Cluj. Ne aflăm la Cinematograful Arta, unde în 11 februarie va avea loc avanpremiera filmului Diva Divina Assoluta. Alături de mine se află Paula Maria Seichei, actriță, și Adonis Stanța, actor și regizor. Cum s-a născut filmul acesta? Tu ai un rol în care și când ți-am văzut un pic din el, mărturisesc. Da. Păi, s-a născut, aș putea spune, din dorința lui Adonis pentru a portretiza lumea aceasta a operei sau din spatele operei, să zicem așa.
Adonis îl încadrez la realism magic. Eu am văzut o bucată mică, dar m-am și distrat foarte mult. E o comedie în realism magic. Cum l-ai început și ce te-a mânat în luptă? De ce ți-ai ales tema asta? E glamour și kitsch? În urmă cu câțiva ani, eu și colega mea, Paula, am trenat Academia de Muzică, Conservatorul, și cumva, făcând parte de lumea spectacolului și văzând cât este de foarte interesant pe de parte și destul de dificil să reușești sau să fii validat, să fii iubit pentru ceea ce ești, și cunoscând, eu fiind destul de personal, pentru că am cunoscut extrem de mulți oameni foarte talentați, cărora le-a fost foarte greu să reușească într-un fel sau altul în meseria asta, și cumva de acolo a pornit tema mea pentru film. Mi-am dorit foarte mult să vorbesc despre dorința enormă de a fi validat, de a fi pe scenă, de a dori să faci ceva pentru tine și pentru viața ta. Și cumva este personajul ăsta principal, Carmen, care este coristă la operă și își dorește să fie solistă. Și în drumul ei și în devenirea ei de a fi solistă, se confruntă foarte mult cu sistemul, cu lisele, cu lumea, cu abuzul de putere, cu toate lucrurile astea. Cumva este un film despre lumea spectacolului, pentru că sunt actor, Paula este actriță și facem parte din lumea asta, și am vrut cumva să vorbim despre dorința asta arzătoare de a face ceva cu viața ta și cu tine, și cât de important este să faci un spectacol sau un produs, și cum toată viața ta se învârte în jurul unui spectacol. Și de fapt filmul pentru mine este cumva un omagiu adus vieții. Pentru mine cred că e mult mai important ca viața mea să fie mai stabilă, să mă bucur de natură, de lucrurile importante, și cum meseria asta te fură așa ca un microb și te ține acolo închis în întuneric și în dramele adiacente realizării unui spectacol. Paula, apropo de ce spunea domnul regizor, cum ați lucrat la spectacolul care este filmul? A fost un despot? A fost democratic cu alegerile voastre? A fost destul de democratic, aș spune. Deci a fost deschis la toate propunerile noastre, dar și noi am fost deschiși la propunerile lui. Care a fost partea cea mai dificilă pentru tine? Care au fost provocările la filmări? Ai și de cântat, nu doar de jucat. Provocările pentru mine, aș putea spune, au fost din punct de vedere al faptului că sunt o actriță care de obicei joacă teatru și am jucat film și mi s-a părut foarte diferit. Provocarea a fost puțin mai, aș putea spune, mai puțin provocant atunci când am cântat, pentru că eram obișnuită cu asta, făcea parte din background-ul meu, să spun, artistic. Și asta a fost provocarea principală pentru mine. Unde ați filmat? Cum ați lucrat? În mare parte, filmările au fost realizate la Teatrul Național Aurel Umania din Turda. Acolo se desfășoară acțiunea principală la operă, cum ar fi, cum zicea și tu, La Scala din Milano, mă rog, o Scala din România, să zic așa. O parte am filmat la Reactor de Creație și Experiment, iar un parte foarte important, și pentru că filmul este realism magic, am filmat și la Laguna Albastră, pentru că ne-am dorit peisajul ăsta cu apă. Filmul are planul ăsta fantastic cu sirene, cu tritoni, cu un univers interior și așa mai departe. Mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Ne-ați deschis curiozitatea să ne uităm la film. Repet, filmul va fi în 11 februarie, aici la Cinematograful Arta, iar proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu realizatorii filmului, atât de la Cluj. S-a lansat la București, sub îngrijirea editurii Episcopiei de Bălți și sub îndrumarea lui Vlad Cubreacov, cartea semnată de arhimandrit Anatolie Tihai, Însemnări etnografice. Lansarea a fost găzduită astăzi de parohia Sfântul Nicolae Broșten din capitală. Anatolie Tihai s-a născut în anul 1838 la Târsăuți, în Basarabia. După școala primară, a absolvit seminarul teologic din Chișinău, iar apoi Academia Teologică de la Kiev. A trăit vreme de 4 ani la mănăstirea Zografu de pe muntele Athos. Devine apoi cel mai apropiat colaborator al părintelui Nicolae, însoțindu-l pe acesta în misiunea sa din îndepărtata Japonie. Pentru noi el este un model, un model de propovăduire, pentru că citindu-l pe el, n-o singură dată, m-am prins chiar eu personal cu gândul ce fac eu pentru ortodoxia românească aici, în spațiu românesc, dacă el a reușit acolo
în Japonia, învățând limba japoneză, să ducă cuvântul lui Dumnezeu în spațiu respectiv, cu atât mai mult în acest spațiu, cum este mult mai ușor decât așa depărtare, este țara soarelui răsare și pentru mine este un model de misionar. Aceste texte sunt de actualitate și valoroase în sine pentru că aparțin primului niponist de origine română. Nu doar că vorbim despre primul niponist în istorie, vorbim despre primul român care a călcat pe pământul Japoniei și a învățat limba acestei țări de adopție într-un an și jumătate, după care a scris, a predicat, cutreierând țara din insula Hokkaido până în sudul acestei țări, ne-a lăsat jurnale misionare, dar și foarte multe însemnări etnografice, cum chiar cuviosul Anatolie le numea, descriind moravurile, starea culturală atât a populației majoritare nipone, cât și a foarte multor grupuri etnice minoritare din această țară, cum ar fi Eta sau Ainu din nord, de exemplu. Un veritabil poliglot vorbea limba rusă, greacă, japoneză, bulgară, engleză și slavona bisericească. Și-a însușit noțiuni de limbă franceză, chineză și germană. A întreprins călătorii misionare în Japonia și China, înainte de a se stinge din viață, la data de 28 noiembrie 1893. A fost o binecuvântare de a merge în țara soarelui răsare, să facă misiuni. Era exact după timpul când Japonia a permis celor din afară să vină să facă misiuni, pentru că până la în 1870, și atunci au mers și alte biserici în Japonia, printre care au mers și ortodoxii. De asemenea, a făcut studii prin care a comparat pe japonezi cu chinezii și a arătat care sunt, pentru publicul cititor european, care sunt diferențele dintre chinezi și japonezi. Un om care a legat culturi, civilizații, limbi și popoare între ei și până la urmă a legat și cerul de pământ sau pământul de cer. O carte și o expoziție la fel de incitante și așteaptă publicul în spațiul bucureștean. Numitorul comun al celor două produse culturale este artistul Ștefan Câlția. La Muzeul Național de Artă Contemporană are loc o amplă retrospectivă a artistului Ștefan Câlția, o expoziție ce propune structuri narrative, în care sunt inserate lucrări realizate între anii 1965 și 1995. Compozițiile zoomorfe și monștri imaginați în decoruri tenebroase s-au pliat perfect pe povestea veche a golemului. Iată de ce expoziția a constituit cadrul perfect pentru lansarea noii ediții a celebrei legende, tipărite în condiții grafice de excepție. Cumva rolul nostru ca galerie a fost să încercăm să stimulăm reîntâlnirea acestei cărți ilustrată de Ștefan Câlția cu un editor și editura 3 a fost foarte încântată să preia acest proiect împreună cu graficianul Dinu Dumbrăvician, să-i dea o formă pe care ar fi meritat-o chiar și în în anii 80. Cartea a mai fost ilustrată de artist în anii 80, când s-a apropiat cu sfială de o altă cultură. Am acceptat propunerea pentru că mi se părea ceva fantastic, ceva așa care era legat de mine, de felul meu de a gândi. Șansa acestor ilustrații a fost faptul că într-o comisie care trecea prin toată țara artiștilor plastici, merg alături de un personaj foarte frumos și plăcut, doamna Amelia Pavel, evreică, catolică, un om de cultură și oarecum timid și așa îi spun că ce aș vrea să fac. Și două săptămâni între noi a fost o poveste despre lumea iudaică, despre un cine, despre lucruri. Cartea și ilustrația ei constituie o pledoarie pentru toleranță, într-o lume al cărui echilibru cultural, politic, social și economic a fost, în ultima vreme, profund tulburat. Am început să-mi placă să călătoresc în povestea asta. Descoper că în nordul Transilvaniei sunt țărani evrei, descoper că sunt stâne, și dacă mergeți vedea la muzee, stâne cu ușă pentru evrei, eu sunt creștin ortodox, dintr-o dată se creează o altă punte în lumea asta.
și descoper că sunt lumi pline de mister și de povești, lumea mea, de satul meu, cultura mea și această lume. Cartea beneficiază de prefața lui Bogdan Alexandru Stănescu și poate fi găsită deja în librării. Mari artiști plastici au ca public la expozițiile Art Encounters din Timișoara și mici vizitatori. Proiectele de mediere ale Bienalei sau ale celorlalte expoziții sunt parte a programului cultural al Timișoarei 2023, Capitală Europeană a Culturii. Bienala a început în 2015 la inițiativa președintelui fundației, colecționarul și antreprenorul Ovidiu Șandor, cel care a crezut foarte mult într-un proiect care să reușească să dinamizeze puțin scena artistică din Timișoara, dar și să contribuie într-un sens mai larg la scena artistică din România. E foarte important felul în care Bienala se situează, nu doar în context internațional, ci și în relație cu țările din jurul României. De asemenea, un alt punct important e reactivarea asta a spațiilor mai neconvenționale din Timișoara, cel în care ne aflăm acum, Muzeul de Transporturi Corneliu Miclo și care e parte din proiectul Multiplex City. E unul dintre spațiile care a fost deschis publicului pentru prima dată cu un mare proiect în 2017 cu ocazia Bienalei. Cu siguranță medierea e unul dintre aspectele cele mai importante astăzi în toate instituțiile de artă și cred că e și un aspect care are o parte de inovare continuă. Pentru că, de fapt, dacă încercăm să creștem un public de când e tânăr, dar să nici nu ignorăm publicul adult, noi avem și programe special create pentru publicul adult, atunci ai cele mai mari șanse să ai un public fidel și care poate să ducă mai departe informațiile. Un tânăr care era la liceu în 2015, la prima ediție a Bienalei, a venit, a făcut voluntariat și ulterior a devenit parte a echipei de mediere, iar în acest moment este unul din mediatorii cei mai competenți. Cred că prin aceste exemple punctuale ne dăm seama mai bine de care e impactul pe termen lung. Dacă ar fi să mă uit așa la viitor, într-o variantă optimistă, cel mai mult cred că mi-ar plăcea să văd o recunoaștere adevărată a culturii în România, să văd că proiectele culturale sunt înțelese așa cum ar trebui, ca o rotiță esențială în tot ce înseamnă dezvoltarea umană și cred că dacă lecția pe care am învățat-o în urma Capitalei Culturale Europene ar fi aceasta, rolul important pe care îl are cultura dincolo de orice festivism și dincolo de orice spectacol, rolul pe termen lung, asta ar fi ceva extrem, extrem de important. Arta și cultura trebuie să li se adreseze și tinerilor, pentru că ei sunt creatori în devenire care au nevoie de vizibilitate și de sprijin. Asociația pentru Educație Odisea a fost fondată cu acest scop și încurajează elevii să-și exprime talentele prin diferite modalități, desen, gravură sau pictură. Anul trecut, prin intermediul concursului Odisea Tânărului Artist, care a avut ca temă război și pace, 32 de lucrări grafice câștigătoare au fost expuse la Teatrul Național din București. Din ianuarie 2023, expoziția s-a mutat la Teatrul de Comedie din Capitală. În cadrul Săptămânii Tânărului Artist, premianții au avut ocazia să își expună lucrările. Concursul Asociației Odisea continuă și anul acesta cu o nouă temă. Asociația pentru Educație Odisea expune timp de o lună la Teatrul de Comedie din București lucrările grafice premiate într-un concurs organizat anul trecut pentru liceeni în cadrul Săptămânii Artistului cu tema Război și Pace. O continuare a primei etalări de lucrări din decembrie 2022 din foaierul tapiseriei Teatrului Național București. Odisea pregătește și anul acesta un nou concurs pentru tinerii artiști. Eu am lucrat cu Asociația Odisea acum 2 ani de zile, de atunci îi urmăresc. Am participat și la o jurizare și la o tabără și mi se pare că este extraordinar ceea ce încearcă să facă, pentru că adună tinerii care nu sunt întotdeauna din București, sunt din toată țara, nu sunt întotdeauna din unități de învățământ de artă și le oferă șansa să lucreze cu profesioniști, le oferă șansa să se exprime pe teme majore.
Într-adevăr, sunt extrem de mature aceste mesaje lucrate, transpuse de tinerii noștri artiști și mi se pare extraordinar că copiii au avut răspuns la aceste probleme. Poate este prea devreme pentru ei să se gândească la război, dar din păcate asta este realitatea. Felicitări, Odiseea! Felicitări tuturor și mă bucur că lucrurile se întâmplă profesionist și că se întâmplă într-un loc atât de drag nou cum este acest hol al Teatrului Național. Mulțumim pentru asta! Atât pentru astăzi, vă dăm întâlnire și mâine la Jurnalul Cultural, tot de la ora 21. La revedere!